astăzi, luni, 28.03.2022, ora 14, invitați pentru a participa la ședința ordinară a Consiliului Local Orbieni, județul Bacău, care se va desfășura în sala mare a primăriei Comunei Orbieni, în sat Orbieni, strada Luz, numărul 178, Comuna Orbieni, județul Bacău, unde va fi supus analizei și dezbaterii următorul proiect al ordinei pe zi. Avem trei puncte pe ordinea de zi. Dau citire punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației privind dezbaterea unui imobil, dezmembrarea unui imobil. Punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea realizării sistemului de alimentare cu apă, extindere rețea cu apă de pe străzile principală, respectiv canton, strada școlii, bradului, unirii și construire puți captare și rezervori de 200 metri cubi. Spre analiză, avizare și formularea eventualelor amendamente de către membrii comisiilor de specialitate, materialele menționate anterior sunt puse la dispoziție în data de 22. Nu mai? Bine. Înainte de a începe punctele numărul 1 de pe ordinea de zi, rugăm pe domnul secretar să dea citire procesului verbal. La citire procesului verbal, în ședinței extraordinare a Consiliului Local Orbieni Județul Bacău din data de 28.02.2022. Astăzi, 28.02.2022, are loc începând cu ora 13 și cu desfășurarea în sala de ședință a primăriei Comunei Orbieni, satul Orbieni, strada Luz, 178, Comuna Orbieni, Județul Bacău. Ședința extraordinară a Consiliului Local Orbieni, unde vor fi supuse analizei și dezbaterii proiectele înscrise pe ordinea de zi aferente, cu participarea unui număr de 13 consilieri. În deschiderea ședinței de astăzi, are cuvântul președintele de ședință, care dă citire proiectului ordinii de zi. 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Comuna Orbieni pentru ședința adunării generale a acționarilor ai SC Compania Regională de Apă S.A. Bacău din 25.02.2022, inițiator primar Popa Costache. 2. Proiect de hotărâre privind stimularea natalității la nivelul Comunei Orbieni prin acordarea unui stimulent financiar fiecărui nou născut, inițiator primar Popa Costache. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de către Primăria Comunei Orbieni, județul Bacău, inițiator primar Popa Costache. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitude în favoarea SC Delgaz Grid de sat Mureș pentru terenul aferent realizării lucrărilor de investiții, extindere rețea distribuție gaze naturale și raport gaze naturale pe sume redusă, strada principală, Brutăriei, Chemușești, Grigore Bădâncă, Luz, Nicolae Negri, Corului, Petrișului, Poligonului, Răzeșilor, Salcânilor, Silozului, Străinul Elena, Tineretului, Viilor și Țăfărești și Zanfirești. Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul Local al Comunei Orbieni a doi consilieri locali care vor avea calitate de evaluatori în cadrul Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale ale Secretarului General al Comunei Orbieni, inițiator primar Popa Costache. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot, se înregistrează următorul rezultat, 13 voturi pentru proiectul ordinii de zi în forma prezentată. Are punct Secretarul General al Comunei Orbieni care dă citire procesului verbal al ședinței anterioare. Președintele de ședință solicită intervenții. Are cuvântul domnul onorar Dan Constantin. Înainte de a trece la dezbatere, rog să se constate că eu am votat doar pe parcursul șederii mele în ședință și doresc să dau un răspuns domnului președinte de ședință și îi transmit pe această cale că apreciez gestul dumneavoastră care se aliniază concepției mele de a rămâne adversari politici, dar nu dușmani politici, iar colegilor din Consiliul Local Orbieni le transmit că gestul meu a fost un semn de protest pentru aspectele pe care vin și pentru aspectele pe care dânsii le cunosc și asupra cărora nu doresc să mai revin. Se solicită noi intervenții, nu sunt solicitări, se supune la vot. Domnul președinte de ședință anunță următorul rezultat, 13 voturi pentru. Președintele de ședință solicită prezentarea materialelor înscrise la punctul numărul 1 al ordinii de zi. Punctul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii mandatului reprezentantului legal al UAT Comuna Orbieni pentru ședința adunării generale a acționarilor. ASC, Compania Regională de Apă Bacău, S.A. din 25.02.2022, inițiator primar Popa Costache, are punctul primarul Comunei Orbieni care dă citire materialului aferent acestui punct de pe ordinea de zi. Se solicită intervenții, nu sunt solicitări, se spune la vot, este înregistrat următorul rezultat, 13 voturi pentru.
2. Proiect de hotărâre privind stimularea natalității la nivelul comunei Urbeni prin acordarea unui stimulent financiar fiecărui nou născut, inițiator primar Popa Costache. A reprezentat primarul comunei Urbeni care dă citire materialului aferent acestui punct de pe ordinea de zi, se solicită intervenții. Domnul Nicolae Popa, sunt de acord cu ideea aceasta și mi-aduce aminte de o propunere mai veche făcută referitoare la constituirea unui fond de rezervă pentru persoane afectate de un incendiu sau persoane din comună fără posibilități financiare care la un moment dat se confruntă cu un deces în familie sau poate în contextul actualului război sau altor cazuri care demonstrează că acestea devin tot mai dese. Domnul primar, va sigur că există în fondul bugetar sume alocate pentru astfel de situații, dar în cazul nedorit în care am intervenit, vă asigur că am asistat la o prioritizare a acestor resurse pentru cazurile pe care, firește, nu le dorim, dar care pot interveni. Domnul Oradan Constantin, cred că amendamentul domnului consilier nu face obiectul acestui punct de pe ordinea de zi, dar cu siguranță face obiectul unor discuții sau putea fi o propunere pentru proiectul aprobării bugetului local. Cred că acest punct de pe ordinea de zi are în vedere stimularea natalității, fapt pentru care vă supun atenții, faptul că avem o serie de cetățeni din comuna noastră care lucrează în străinătate și care luna mai revin în țară, unii dintre aceștia cu intenția de a rămâne și ar fi bine ca și aceștia să fie aduși în vedere. Domnul Vărțanu Sorin, cei pe caz lucrează să străduie să adune ceva în bani cu care, de acum, unități din comună construiesc sau mai reușesc să schimbe cu ceva în casă. Domnul Moran, dar Constantin, eu mă gândesc la cei care revin în definitiv, dar nu am îndeplinit condiția de 6 luni înainte de nașterea copilului. Domnul primar, aș dori să clarificăm acest aspect raportat la metodologie, mai avem în vedere persoane născute la maternități de pe teritoriul României, iar cererea trebuie să fie făcută în termen de cel mult 30 zile de la nașterea copilului. Domnul Morar Dan Constantin, ați amintit că ancheta socială va fi trecut termenul de la care au venit pe teritoriul comunei și, în exemplu dat de mine, familia venită nu s-ar încadra. Domnul Fantu Verel, această condiție avută în vedere, care poate fi aparent restrictivă, trebuie să aibă mai curând în vedere toți cetățenii din comuna Urbeni. Domnul primar, când am avut în vedere această perioadă, am dorit să nu asistăm la avalanșă de cereri care ar putea fi făcute de cetățenii din alte comune, care temporar și-ar face din de Urbeni, pentru a profita de această facilitate, astfel încât scopul pe care noi dorim să-l atingem, nu am reușit. Domnul Fandu Verel, cred că ar fi mai bine să-i dăm drumul la această perioadă, să vedem evoluția și pe parte să facem eventuale modificări. Domnul primar propune renunțarea la termen de 6 luni legat de domiciliu și să avem, să vedem ceea ce se întâmplă, reluăm ulterior discuția și facem eventuale modificări. Nu cred că cineva vine expres pentru suma de 1000 de lei, ci mai curând pentru un complex de situații sau condiții care țin de apă, canalizare, străzi asfaltate și alte măsuri care să-i atragă și să-i stabilizeze în comună. Se supune la vot. Este înregistrat următorul rezultat, 13 voturi pentru. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de către Primăria Comunei Urbeni și de Fulbacu, inițiator primar Popa Costache, are cuvântul primarul Comunei Urbeni care dă citire materialului aferent acestui punct de pe ordinea de zi. Se solicită intervenții, domnul Moral Dan Constantin, domnul avocat își va desfășura activitatea, care e bine, dar ce se întâmplă cu cheltuielile de judecată, în ipoteza în care acestea se vor recupera, unde vor ajunge? Domnul primar răspunde, se vor întoarce ce trăiește în bugetul local. Se supune la vot, este înregistrat următorul rezultat, 12 voturi pentru și un vot împotrivă din partea domnului Fontu Verea. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de lucru gratuit al dreptului de muri și servitute în favoarea SCG Gaz Grigie S.A. Târgu Mureș pentru terenul aferent realizării lucrărilor de investiții, extindere rețea distribuție gaze naturale și raport gaze naturale presiune redusă pe străzile principală, Bătăliei Chemușești, Grigore Bădârcă, Luz Nicolae Negri, Părului, Petrișului, Poligonului Răzișilor, Salcânilor, Sirozului, Străinul Elena, Tineretului, Biilor, Țățulești și Zanferești. Am văzut primarul Comunei Urbeni, care decide moderarea prezentă acestui punct de vedere ordinea de zi, se solicită intervenții. Domnul primar, vin cu o completare, cred că au fost omise la redactare străzile și Potri și Făinești, cu mențiunea că nu am primit cereri din partea de sus a satului Scurta. Domnul primar, numărul de branșament pentru fiecare din străzile menționate anterior. Se supune la vot, este înregistrat următorul rezultat, 13 voturi pentru, 5 proiect de hotărâre privind nominalizarea de Consiliul Local al Comunei Urbeni a drepturilor scrieri locale, care vor avea calitate de evaluator în cadrul Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale ale Secretarului General al Comunei Urbeni, inițiator primar Popa Costache. Are cuvântul secretarul Comunei Urbeni care dă citire materialului aferent acestui punct de pe ordinea de zi, se solicită intervenții. Domnul Irmia Tudorel propune următorii consilieri locali, domnul Gărățanu Sorin și domnul Chemuș Costică, se solicită unei propuneri. Domnul Fatu Verel, cred că ar fi bine să-l aveți în vedere și domnul Popa Nicolae. Domnul Popa Nicolae,
Nu vă mulțumesc, dar după unele experiențe din campania electorală nu este cazul nimic. Se supune la vot, este înregistrat următorul rezultat, 13 voturi pentru și un vot împotrivă din partea domnului Fatu Gura. Domnul președinte de ședință declară închise lucrurile președinte de ședință. Mulțumim, domnului secretar, pentru materialul prezentat și spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mergem în continuare cu primul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local. Are cuvântul domnul primar. Am văzut la citire de proiectul de aprobare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli anulate în vreme pentru luna martie 2023. În baza prevederilor legii bugetului de stat pentru anul 2022, a legii numărul 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, legea 571/2003 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, nota de fundamentare a compartimentului de venituri și cheltuieli din cadrul primăriei Orbeni, bugetul și venituri și cheltuieli al primăriei Orbeni va suporta următoarele rectificare. Pe partea de venituri s-a suplimentat bugetul de venituri și cheltuieli cu suma de 42,50 lei, sume de pentru plata ajutoarelor de încălzire de la Agenția Județeană pentru Prestații Sociale. La partea de cheltuieli, la partea de asistență socială, au fost câteva corecții în interiorul capitolului și au fost suplimentat la încălzit iluminat cu 1,5 lei, la hrană pentru oameni minus 1000 lei, alte cheltuieli cu bunuri și servicii minus 0,5 lei și la ajutoare sociale în numerar și doar de acel ajutor de încălzire 42,50 lei. La partea de cheltuieli de capital, serviciul de dezvoltare locuințe, serviciul de dezvoltare publică. E vorba de alocarea sumei de 250.000 lei din excedentul anul anterior pentru susținerea obiectivului de investiții, realizarea sistemului de alimentare cu apă, extinderea rețelei de alimentare cu apă pentru străzile principale canton, e doar vorba de 160 de metri de la capătul conductei până la finalul străzii, strada Școlii Bradului și strada Unirii, construire cu scartare apă și construirea unui rezervor de 200 de metri cubi în satul Scurta Comuna Orbe. Total capitol 7002, 250.000 lei. La partea de venituri, nu, bugetul de venituri și cheltuieli anulate în Orbe va avea următoarea formă. La venituri proprii, pe total 1375,30 lei, repartizate în trimestrul 1, 403, în trimestrul 419.000 lei, în trimestrul 3, 427,05 lei și în trimestrul 426,25 lei. Sume de falcate din taxa pe valoare adăugată, avem pe total în 3630.000 lei, repartizate în trimestrul 1, 891.000 lei, trimestrul 2, 860.000 lei, trimestrul 3, 795.000 lei, trimestrul 4.084.000 lei. La cote de falcate din impozitul pe venit avem 1.571.000 lei pe total an, repartizate torexe 92.75.000 lei pe primul trimestru, torexe 92.75 trimestrul 2 și în mod egal tot torexe 92.75.3 respectiv trimestrul 4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice locale, total 247,90 lei repartizate în trimestrul 1, din care 171,10 lei am primit de la Ministerul Dezvoltării pentru investiția, construire, grădiniță, lucrurile de grup în satul Scurta și finanțare Agenția Județeană pentru Prestări Sociale, 76,80 lei. Total venituri, 6.824,20 pe total repartizate în trimestrul 1, 1934,65, trimestrul 2, 1671,75, trimestrul 3, 1614,80 și trimestrul 4, 1603. La total cheltuieli, 7.274,20, trimestrul 1, 1984,75, trimestrul 2, 1844,25, trimestrul 3, 1792,30, trimestrul 4, 1653.000 lei. Față de ce a arătat de mai sus, vă rog să analizați și să dispuneți în viziunea unei decizii în vederea proiectului de desfășurare activității la Europene. Și hotărârea proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli. Antetul. Deci, Consiliul Local al Comunei Europene
Sanitate Dumnezeu, un tubul de ședință ordinar în data de azi, în vedere raportul compartimentului de specialitate al primăriei Urbeni privind încasarea sumei de 4.500.000 de ajutorii SPAC-ul, referatul de aprobare a primarului, în baza prevederilor legii 217/2006 modificată și actualizată în 2011, legea bugetului de stat pentru anul 2020, în baza articolului 121/1, 2 litera B și alineatul 4, litera A și articolul 196, litera 1, alineatul 1, litera A, din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, articolul 1, se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, după cum urmează. Sunt cifre și nu le mai repede, dar sunt de acord. Articolul 2, se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru suma de 42,50.000 lei, ce reprezintă ajutoare sociale de ajutoare de încălzire, combustibil solid și sau petrolier, sumă încasată de la Agenția Județeană pentru Prestații Sociale în martie 2022, se aprobă utilizarea sumei de 250.000 lei pentru realizarea obiectivului de investiție, realizarea sistemului de alimentare cu apă, extindere de rețea de alimentare cu apă pentru străzile principale cantor, școlii, bradului Unirii, construire cu scartare, apă și rezervor de 200 de metri cubi în satul scurt al comunului Urbeni, de necesitatea de la anul precedent. Articolul 4, sumele înscrise în bugetul pentru anul 2022, vor avea bază legală de efectuare acestora și vor fi stabilite prioritățile până în cadrarea cheltuielilor. Mulțumim domnului primar pentru materialul prezentat. Dacă sunt intervenții pe marginea materialului de la punctul numărul 1, nu sunt intervenții. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Da. Mergem mai departe cu punctul numărul 2 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației privind dezmembrarea unui imobil. Are cuvântul domnul secretar. Dau ședire raportului de specialitate, întocmit de responsabilul din cadrul compartimentului de urbanism și amenajarea teritoriului, la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației dezmembrarea unui imobil, proprietate privată a Comunei Urbeni, care i s-a atribuit numărul cadastral 62.300.000, astfel, din necesitatea de a aduce la îndeplinire obiectivul propus și aprobat de concesionarea imobilului cu toponimul la Văcărie, se impune în primă fază aprobarea documentației dezmembrarea terenului situat în extrabilanul localității Orbeni, dar la o nouă, parcela 90, în suprafață totală de 45.434 m², conform actelor de proprietate, respectiv 45.434 conform măsurătorilor cadastrale, identificat cu numărul cadastral 62.382. Propunerea noastră are în vedere crearea două loturi, lotul 1, cărei s-ar atribui un număr cadastral 62.389 în suprafață de 10.890, situat de asemenea în localitatea Orbeni, proprietate privată a Comunei, lotul 2, număr cadastral 62.390 în suprafață de 34.544 m², situat de asemenea în localitatea Orbeni, proprietate privată a Comunei. Propunerea de dezmembrare a fost executată de cadastrist autorizat Potfastitii și reiese și din referatul de adunări, care a fost aprobat de OCPI Bacău, dezmembrarea imobilului. Documentația cadastrală fiind parte anexă la această documentație. Astfel, în baza articolului 129, aliniatul 2, litere B și C, coroborat cu articolul 4, litera F și cu aliniatul 6, litera C, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ, modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederea articolului 25 aliniatul 2 din legea cadastrului și a publicității imobiliare numărul 7/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederea articolului 551 aliniatul 1, articolul 552, 553, 555, 556 din codul civil, astfel încât, față de cele arătate mai sus, propun adoptarea proiectului de hotărâre inițiat în acest sens cu scopul de a duce la îndeplinire obiectivul de investiții sus menționat. Deci avem aici referatul de admitere al OCPI Bacău, da? Prin care s-a încuvințat cel puțin la nivel tehnic. Vă dați seama că este într-o fază, să zicem așa, de proiect această dezmembrare, ca ea să fie definitivată. Și de o parte necesită aprobarea proprietarului imobilului, care consiliul local Urbeni, și firește împuternicerea primarului în vederea întocmirii acelei declarații în fața unui notar public,
pentru ca lucrurile să-și urmeze cursul și, într-adevăr, lotul respectiv să fie dezmembrat. Astfel, citesc articolul 1, se aprobă documentația cadastrală de dezmembrare a unui imobil, proprietate privată a Comunei Orbeni, cu numărul cadastral 62.382, lotizarea este cea menționată anterior, o suprafață de 10.890, una de 34.544. Articolul 2, se împuternicește primarul Comunei Orbeni, domnul Popa Căsarcă, să se emeze actul autentic de dezmembrare al terenului, care face obiectul prezentei hotărâri, atât la notariat cât și la UCPI Bacău, pentru îndeplinirea formalităților legale în vederea dezmembrării imobilului mai sus menționat. Da, asta este. Mulțumim domnului secretar general pentru materialul prezentat. Dacă sunt intervenții pe marginea materialului de la punctul numărul 2. Care era scopul dezmembrării? Am înțeles de investiții și nu am înțeles eu sau nu am auzit. Deci, scopul final pe care îl dorim și care a făcut obiectul unei ședințe anterioare atunci când am aprobat demararea procedurilor în vederea scoaterii la licitație, în vederea concesionării suprafeții, pe care tot o știm, cu demnea de altă păcălie, din tot corpul de proprietate de acolo, partea aferentă, zis, nu doar mal, poate mai mult decât malul bărții, proprietate ocupată și în prezent, da? Dezmembrată de restul proprietății, care nu ar face obiectul acestei concesiuni. Este partea de la intrare, aveți. Partea de uscat. Da. Da. Deci rămâne o suprafață de uscat, să zic, necesară și suficientă pentru activitățile... Deci de la limita de apă până în drum, de la un corp comun. Drumul și te concesiona tot ce e acolo, cu pășune, este ce mai am celălalt. Dar partea unde are, când am văzut deja închiriat, până acum asta, nu te am acolo. Ușor? Nu, în capul ușor, până acolo. Bun? Da. Deci Digu, drumul la Vale, aici. Am cerut dezmembrarea ca să putem concesiona exact cât trebuie concesionat. Nu putem concesiona tot până în drumul de acces la Valastia. Da, e corp comun. Dacă mai sunt alte intervenții. Nu mai sunt intervenții, supunem la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 2. Împotrivă? Domnul Fanțu este. Abținem? Nu sunt abținem. Mergem mai departe cu punctul numărul 3 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării sistemului de alimentare cu apă, extindere rețea cu apă, pe străzile principală, Cantor, Școlii, Bradului și Unirii. Și construire puți captare și rezervori de 200 metri cubi. Da. Are cuvântul domnul primar. Deci așa cum am vorbit și anterior ședințe, având în vedere aprovizionarea deficitară cu apă potabilă pentru cetățenii situați în satele Scurta și Ordeni, ne-am propus realizarea unui nou pozicatoare, a unui rezervor de magazinare a apei și a extindere rețelei de distribuție a apei, astfel odată cu realizarea sistemului de alimentare cu apă. Rețeaua de alimentare cu apă pe străzile principale, Canton, Școlii, Bradul, Unirii, construirii, fost captare și rezervări 200 metri cum, se va avea în vedere alimentarea cu apă potabilă controlată microbiologic cu condiții de siguranță și protecție a sănătății extins la populația din localitate, realizarea unui puț forat și construcția unei stații de tratare a apei potabile, împreună cu măsuri de creștere a siguranței în alimentarea și reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile, realizarea unui rezervor de magazinare în satul Scurta cu un volum de 200 de metri cubi. Astfel, proiectul de investiție reprezintă o nouă etapă semnificativă în cadrul extinderii și modernizării infrastructurii de alimentare cu apă prin extinderea fronturilor de captare în satul Scurta, realizarea unei conducte de aducțiune, realizarea unei stații de clorinare în amplasamentul rezervorului propus pentru realizare, realizarea unei stații de pompare în rețea, realizarea unui rezervor de magazinare de 200 de metri cubi și extinderea rețelei distribuției a apei și creșterea numărului de beneficiari. Finanțarea proiectului de locul local. Având în vedere cele de mai sus, considerăm că realizarea acestui obiectiv este de reală oportunitate și necesită menit firește să îmbunătățească infrastructura de apă a comunei noastre. Rolul din cam asta ar fi. Din
ședința guvern. O consider oportun și de mare importanță pentru sat, având în vedere că să nu mai vorbesc din proiectul mamă, care e de durată și nici m-ar crea probleme până la realizarea lui. Probleme firește în alimentarea cu apă și cu nevoie de oameni în sat. Mulțumim, domnului primar, pentru materialul prezentat de la punctul numărul 3, de pe ordinea de zi. Intervenții, dacă sunt pe marginea materialului de la punctul numărul 3. Nu sunt intervenții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că s-a votat. S-au epuizat cele trei puncte de pe ordinea de zi. Mulțumim. Până punct.